Bună dimineața! Astăzi vom avea un mesaj foarte important politic din partea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare pentru cei care ne sprijină, pentru cei care ne urmăresc, pentru toate televiziunile care vor informa corect cetățenii Republicii Moldova. Este o declarație despre alegeri prezidențiale, dar și despre situația, poziția pe care o avem în ajunul scrutinului, ajunul referendumului, legat de ce ce așteaptă cetățenii. Noi suntem un partid liberal. Facem parte din familia politică liberală a partidului ALDE Renew și, evident, acest grup politic este al treilea ca mărime, ca pondere în Parlamentul European. Am adunat în jurul nostru personalități notorii, oameni cu verticalitate, oameni cu caracter, oameni care sunt recunoscuți și apreciați pentru ceea ce au făcut și ceea ce care fac pentru cetățenii Republicii Moldova. Am pledat întotdeauna pentru soluții politice, morale și mijloace de însănătoșire a clasei politice din Republica Moldova, bazate pe corectitudine, pe onestitate și pe încredere. Suntem convinși că arta compromisului este un instrument foarte important pentru clasa politică și pentru societate, dar până la punctul în care se ajunge la lașitate, la renunțarea la principiile fundamentale pe care se clădește angajamentul nostru politic. Aduc aminte celor care ne urmăresc astăzi că în anul 2024 am acceptat să ne asociem unui bloc în formare, bloc împreună, față de care am avut multe așteptări pozitive și la care am dorit să contribuim efectiv. Am propus și am realizat în comun semnarea unui pact pentru Europa. A fost inițiativa pe care am considerat-o oportună, necesară și în continuare foarte folositoare pentru idee de solidaritate națională. Am propus un regulament de funcționare pentru ca lucrurile să meargă transparent, să meargă, să fie predictibile și să se bazeze pe reguli, pe norme. Am propus de asemenea un shadow government, adică un guvern de umbră, în care personalități importante care pot să contribuie la o guvernare pozitivă, eficientă, să se asocieze. Și practic am început acest lucru, pentru că un partid care nu are școală de cadre este un partid care nu are viitor. Totodată am constatat cu regret că proiectul acestui bloc se confruntă cu importante disfuncționalități. În primul rând, ele sunt legate de anumite jocuri de culise și niște improvizații banale pe subiectele, pe temele cele mai importante. Acest lucru explică de ce în ultimele 3 luni, practic, am văzut o absență totală a blocului. Deși noi am încercat să facem conferințe de presă, am încercat să aducem în atenția publicului temele centrale care sunt așteptate de către oameni. Sigur că cele mai grave probleme pe care noi le vedem legate de blocul împreună sunt legate de un anumit gen de șantaj pe care noi, cu Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, nu putem să-l acceptăm. În primul rând este vorba de un șantaj legat de fuzionarea partidelor. Noi nu putem să renunțăm la identitatea noastră liberală, de angajamentele pe care le avem în raport cu partidele politice europene din care putem face, facem parte. Și evident, acest lucru dus până la extremă, până la impunerea unor decizii de fuzionare, nu ne caracterizează și nu ne interesează. În al doilea rând, am observat o practică vicioasă în care decizii importante sunt insuflate ori sunt influențate de către actori din afara blocului. Acest lucru, de asemenea, este o practică pe care noi nu o acceptăm. Putem astfel constata următoarele lucruri. CUB, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, s-a opus vehement în cadrul blocului la ideea de neparticipare la alegerile prezidențiale din 2024. Respectiv, de asemenea, trebuie să menționăm că noi nu agreem și nu acceptăm ideea desemnării unui candidat care să fie docil actualei puteri, docil guvernării monopoliste din Republica Moldova. Mă refer la PAS, Partidul Acțiunii și Solidaritate. Membrii Coaliției pentru Unitate și Bunăstare nu acceptă în calitate de candidat o persoană a căror declarații creează controverse politice. Este un candidat conservator, să pornim de la asta. Și acest lucru contravine proiectului nostru de valori liberal-democratice, de unitate și de coeziune națională. În aceste condiții,
forurile noastre statutare politice, Biroul Politic Central, după cum și Consiliul Național Politic, își retrag sprijinul pentru ca actualul candidat din partea platformei DA și respectiva blocului, rezervându-și dreptul de a susține candidatul pe care și-l doresc, îl agrează membrii și simpatizații Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Noi preferăm să ne păstrăm libertatea politică și independența de a acționa în numele alegătorilor noștri, fără jocuri de culise sau influență din partea unor cercuri apropiate de actuala guvernare. Această decizie ne desprinde definitiv de orice asociere la blocul împreună. Noi rămânem fideli idealului nostru de a lupta prin mijloace oneste, transparente, pe convingeri sănătoase și valori morale. Coaliția pentru Bunăstare și Unitate consideră că într-un stat în care nu există pluralism politic, în care nu sunt respectate angajamentele și normele prin respectul manifestat față de celălalt, nu poate să existe progres democratic și nu poate să existe o accelerare a drumului spre Europa. Noi credem că crearea, constituirea unor alternative viabile este așteptată de cetățeni. Dar asta ne obligă să ne asumăm responsabilitatea unor decizii pe termen lung, pe termenul apropierii Republicii Moldova de spațiul european și de proiectul național pe care îl urmăm. Ne dorim ca în următoarele luni noi, cetățenii, să avem un candidat pentru mai bun pentru alegerile prezidențiale, un candidat care să fie acceptat de cât mai mulți cetățeni, să nu fie un candidat unui partid politic, să fie un candidat al cetățenilor și pentru ei. Să putem alege un candidat la prezidențiale fără dezinformare, fără manipulare, fără frică de efectele unor opinii exprimate în spațiu public. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare va oferi o astfel de opțiune și așteptăm ca la ședința Consiliului Național Politic de duminică să discutăm pe larg această opțiune și să avem o decizie rezonabilă. Mulțumesc pentru atenție. Colegi, dacă aveți întrebări, puteți să le adresați. Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și din acest moment sediul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare este deschis multor inițiative prin care vom comunica mai activ cu cetățenii și vom oferi orice fel de răspunsuri la întrebările mediului jurnalistic. Mulțumesc frumos! Sănătate!